Salut, pești! Voi face citirea pentru săptămâna 28 august 3 septembrie, o săptămână cu o lună plină pe 31 august în pești. Haideți să vedem ce vă arată tarotul Rider White. Aveți un diavol. Este o atenționare. Ar fi bine să renunțați la niște vicii pentru a nu intra sub puterea unei persoane cu ascendent, un bărbat cu ascendent zodie în Capricorn, care v-ar vrea în puterea lui să vă pună să dansați, să jucați după cum vă cântă. Aveți o regină de spade, o regină de spade unde am putea să ne gândim la o femeie cu ascendent zodie lună plină în balanță, o femeie foarte mentală, o femeie cu care puteți să comunicați, puteți să primiți idei din partea ei, adică să vă ajute cu o idee, cu un gând ceva, dar o soluție. Niciodată nu este bine să încercați să-i aflați secretele, fiindcă s-ar putea să vă loviți de această situație și să ajungeți să o urâți. Deci, poate să fie pentru unii dintre voi să aveți ascendentul în balanță și să fiți voi, sau poate să reprezinte o relație pe care o aveți. În fericire, distracție, sunteți foarte echilibrați, nu vreți să aruncați banii pe distracții, preferați să economisiți banii, să-i strângeți, poate că aveți anumite plăți de făcut și primează acest lucru în defavoarea distracției. În ceea ce privește cunoașterea, călătoriile, aveți blocaje, dacă vreți să urmați un curs, o perfecționare, să studiați, aveți acest blocaj. Este destul de dificil să puteți să mergeți mai departe cu nouă debute. Dar totuși, dacă vă ascundeți scopurile, veți face până la urmă față. Dacă ați ajuns la nouă debute, o să vă descurcați. Dar ascundeți-vă scopurile. Resurse, bunuri materiale, sănătate sau loc de muncă și carieră. În ceea ce privește resursele, bunurile materiale, s-ar părea că acest paj de cupe este înlăcrimat, deci s-ar putea să aveți niște lacrimi. Voi pești și să fiți voi cei înlăcrimați datorită resurselor, datorită bunurilor materiale, adică să nu vă atingeți acel scop pe care l-ați urmărit. Asul de cupe va aduce totuși riscuri. Am zice, sunt sentimente pe care le arătați față de colegi, față de subalterni, față de șefi. Deci, arătați iubire, revărsați această iubire în relațiile voastre la locul de muncă sau această iubire este arătată pentru o persoană apropiată, pentru o situație, să zicem, specială legată de sănătate și arătați această iubire.
În schimb, în carieră aveți asul de monede, care arată un talisman al norocului. O situație în care s-ar putea să ajunge să primiți unii dintre voi niște bani. Este o sumă de bani mult mai mare decât vă așteptați, o sumă de bani care vă permite să investiți într-o locuință, într-o casă, într-o mașină. Deci, alături de partenerul de viață, puteți face o investiție mai costisitoare. Ar fi bine să țineți cont de aspectele planetare. Dacă este o investiție care nu era chiar planificată, țineți cont că Mercur este totuși retrograd și, de asemenea, Soarele este totuși într-un aspect care nu este favorabil cu Jupiter. Adică să urmăriți un aspect benefic, sextil, trigon. Comunicare, contracte, relații. În comunicarea voastră cu frați, surori, veri, vecini, pentru voi se încheie ceva. Această comunicare a ajuns la capăt și se încheie. Nu va mai exista niciun fel de comunicare între voi, dar s-ar putea să vă așteptați la altceva. Deci, această comunicare a ajuns la final și se încheie. Totul se va schimba, fiindcă după această carte, întotdeauna ne putem aștepta la schimbări în ceea ce privește comunicarea, să apară altceva. În ceea ce privește magicianul, într-un contract, într-o asociere, acest magician vă ajută, magicianul vă susține, magicianul își urmărește scopurile, așa și voi vreți să vă atingeți un scop, vă urmăriți acest scop și sunteți capabili să-l atingeți. Vă folosiți mentalul, ideile, vă concentrați, mobilizați astfel încât să vă folosiți creativitatea, energia, vitalitatea, comunicarea, sentimentele, sensibilitatea, romantismul, relațiile, de tot ceea ce dispuneți, plus bagheta magică care vă dă acea putere de a manipula situații sau persoane. Deci, într-un contract, vă atingeți un scop. În ceea ce privește relațiile, voi veți fi fericiți în aceste relații de prietenie, de protectorat, dacă îi asigurați soarelui să aibă ce evapora. Întotdeauna soarele aduce căldură, aduce strălucire, aduce lumină, dar această fericire este sub semnul căldurii și întotdeauna soarele întreține viața atâta timp cât are ce evapora. Când nu mai are ce evapora, poate să distrugă aceste relații. Sfatul arcanei este păstrați-vă această fericire în sanctuarul inimii voastre și atunci nu veți mai avea probleme cu invidia nimănui. În ceea ce privește căminul, schimbarea și secretul. În ceea ce privește căminul, familia, relația cu părintele, relația cu partenerul de viață, voi în aceste relații vreți să aveți forță, putere. Voi vreți să țineți o relație sub control, chiar dacă este dificilă, fără să vă folosiți de luptă, de spadă, de car de luptă. Voi vreți simplu, folosindu-vă sentimentele, romantismul, sensibilitatea, dragostea, intuiția, tot ceea ce vine din interiorul vostru. Puteți să le folosiți și puteți să vă descurcați foarte bine în cămin, în familie.
În ceea ce privește pajul de monede, arată o schimbare față de atitudinea de a avea bani. S-ar putea să riscați și aceste riscuri sunt plătite. Deci dorința de a primi bani poate să vă aducă riscuri de a pierde. Aveți un secret, un lucru ascuns, am zice, o activitate misterioasă care va aduce bani, dar nu foarte mulți. Totuși, acești 9 de monede reprezintă bani care au o sursă misterioasă și puteți să-i folosiți pentru voi, pentru lux, pentru bun gust, pentru cursuri superioare, tot ce vă doriți. Eu consider că punctele forte pentru voi vor fi aici în contracte, în relații și în comunicare. Vă doresc o săptămână frumoasă și nu uitați, dacă vreți să ajutați canalul să se dezvolte, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, puteți să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!